weekend colorat în capitală. În aceste zile are loc cel mai mare festival de Halloween din țară, la Lacul Morii din București. Numai puțin de 35.000 de metri pătrați au fost transformați într-un tărâm desprins din filmele de groază. Colegul meu, Cornel Chitucea, se află deja acolo și ne spune care este atmosfera. Bună dimineața, Cornel! Cu ce sunt așteptați bucureștenii? Bine te-am regăsit, Dan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ieri s-a dat startul celui mai mare festival de Halloween din țara noastră și vedeți în mâna mea, chiar în aceste momente, vedeta acestui festival. E important să precizăm celor de acasă că festivalul și-a deschis, vă spuneam, porțile ieri, însă el continuă până duminică seară. Și vrem să discutăm despre acest eveniment cu domnul Ciprian Cicu, este primarul sectorului 6. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația în jurnal. Am vrut să vă întreb prima dată de ziua de ieri. Cum a decurs? Știu că am văzut pe rețelele de socializare, foarte mulți oameni au postat, foarte încântați de eveniment. A fost extraordinar ieri. Am avut ateliere cu cei mici care au scobit și au sculptat dovleci și au fost foarte încântați. Am avut trupe care au cântat, insula era plină, deci pe parcursul ideii am avut undeva la 17.000 de vizitatori. Vreau să precizez că începe chiar din Parcul Crângaș și toată această amenajare, continuă pe digul lacului Mori, care are aproximativ 1,5 km până aici și se termină aici la insula lacului Mori. Deci accesul se face prin Crângaș. Și este important de menționat că îi rog pe oameni foarte mult să vină fără auto individuale, fără mașini personale, ci să vină cu transportul în comun, pentru că este foarte bine afluită zona. Nu au unde parca în zonă și ei pierd timp căutând locuri de parcare. Mai ales că au la dispoziție mijloace de transportul comun pentru a ajunge aici. Da. Ce să vă zic, nu-mi venea să cred când eram ieri aici cu cei mici, cu tinerii, nu-mi venea să cred cât de faină a fost atmosfera. Erau toți machiați, pictați pe față, costumați care mai de care și participanții înșiși au adus o foarte mare plus valoare la acest eveniment. Chiar fără ca noi să le fi regizat ceva, cei care au venit aici au venit deja super costumați, machiați și foarte reușit. Atâta creativitate, nu-mi imaginam că pot vedea pe o arie așa de strânsă. Bun, le-am spus celor de acasă că festivalul continuă. Ce le-ați pregătit tinerilor și nu numai pentru ziua de astăzi? Ca și ieri, sunt toți vendorii aici. Vendorii înseamnă că există o zonă de food court unde se poate mânca, se poate bea. Asta este în special mai mult pentru adulți, dar nu doar pentru adulți, evident. Sunt ateliere pentru copii care și astăzi sculptează copaci. Sunt aceste decorațiuni care zic eu că sunt reușite, pe care le avem pe parcurs. Sunt specifice toamnei, nu sunt doar de Halloween sau scary, adică care să te sperie, dar sunt bine, au această tentă, evident, pentru că ne-am folosit de acest prilej de Halloween ca să-i dăm acestui moment acest aspect. Ideea este că este pentru toate vârstele, în special pentru copii a fost gândit, dar am văzut că a prins foarte bine la toate vârstele și inclusiv la tineri și este un mod de a petrece timp liber de calitate în comunitate, aici în sectorul 6. Știm că astăzi cei care vor veni aici au o surpriză pentru că o artistă cunoscută va urca pe scenă. Despre cine este vorba? Stați că încurc, nu știu exact programul și cred că nu mai sunt și eu la curent cu numele din muzică. Ajutați-mă, Iuliana Beregoi. Așa, Iuliana Beregoi, da. Și ieri a fost, mâine este Cargo, astăzi este Iuliana Beregoi și aseară a fost Dora Gaitanovici, dacă nu mă înșel, care a fost wow. Și au fost și înainte băieții de la Seventh, nu mai știu cum, dar și ei au fost foarte buni. A fost atmosferă. Da. Am văzut, erau foarte mulți oameni care cântau de pe dig cu cei din trupă. Vă mulțumim tare mult, domnule primar. Cu mare plăcere și aștept pe oamenii astăzi aici. Singura mea, să zic așa, îngrijorare, și oamenii trebuie să înțeleagă, este totuși un spațiu restrâns. Dacă vor fi mai mult de 10.000, noi o să limităm accesul, în sensul că o să permitem accesul pe măsură ce se golește. Da. Mulțumim tare mult! Cu mare plăcere! Așadar, doamnelor și domnilor, sunteți așteptați astăzi aici pe Lacul Morii din București pentru că vedeți câte lucruri vă așteaptă. Aseară a fost o adevărată atmosferă. Știm că au cântat artiștii celebri în debutul festivalului și, cum vă spuneam, sunteți așteptați astăzi aici, mai ales că intrarea este gratuită.